Salutare, Cinefan Podcast! Eu mă numesc Ion Borș, sunt regizor din Republica Moldova. Astăzi asistăm la avantpremiera filmului Carbon, care în sfârșit, după ce a făcut în conjurul lumii, a ajuns și în România, a trecut prutul. E un film făcut cu dublu scotch, cum ne place nouă să spunem, am avut o producție super mare, dar cu bani puțini și am lucrat toată echipa pe entuziasm, am crezut foarte mult în idee și nici nu ne-am imaginat că o să ajungem aici să prezentăm filmul. A fost făcut un film la țară, împreună cu sătenii, cu primăriile, deci a fost interesant. În Republica Moldova a făcut record la box office, a întrecut chiar și Avatarul. Salut, James Cameron, eu sunt Ion Borș. Așteptăm cu mare drag să vină lumea în cinematografie să vedeți filmul. Dacă ați văzut din telespectatori cineva filmul, lăsați jos în comentarii păreri bune, nebune, noi suntem absolut ok cu toate. Din 7 iulie în toate cinematografele din România. La ce se aștepte lumea de la el? Să se aștepte la o doză bună de dispoziție și să se gândească un pic la mesajul filmului. Sau să nu se gândească. Sunt unii spectatori care râd, sunt unii spectatori care plâng. Trebuie să veniți să vedeți. Vă mulțumesc și ne vedem la cinematograf.